E un moment cu totul special. Mi-amintesc că cu mulți ani în urmă, când aveam 18 ani, am îmbrăcat și o haina pe care o aveți voi. Am mărturisit atunci credința mea transformatoare în Domnul Isus Hristos și am călătorit de atunci până astăzi cu Cel căruia mi-am dăruit viața și nu regret nicio clipă că am făcut acest lucru. Mă bucur pentru fiecare dintre cei care ați decis să faceți pasul credinței și aceasta este rugăciunea mea. Dumnezeu să vă ajute ce ați început să duceți până la bun sfârșit. Amin. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră legat de botez cum se intră în împărăția lui Dumnezeu. Oare puțin vor fi mântuiți? Dumneavoastră ce părere aveți? Dacă Isus este singura cale spre Dumnezeu, înseamnă că majoritatea oamenilor merg spre iad. Ce se va întâmpla oare cu prietenii noștri, cu vecinii noștri, cu rudele noastre, cu colegii noștri care nu îl iau în mod serios pe Isus Hristos? Dar oare ce se va întâmpla cu cei care au o altă religie sau trăiesc într-o altă zonă a lumii unde n-au auzit niciodată despre Isus, oare câți dintre ei vor fi mântuiți? Oare doar câțiva vor fi mântuiți? Dacă în această dimineață ești aici și ești o persoană plină de compasiune, vei tremura la gândul că va merge cineva în iad. Oare cum poți gestiona faptul că, din păcate, Majoritatea oamenilor vor merge acolo. Așa se face că unii nici nu mai doresc să aibă de-a face cu creștinismul, dacă învățătura lui este că majoritatea vor merge în iad. Și într-o zi au venit lângă Domnul Isus oameni care i-au adresat această întrebare. Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Poți să adresezi această întrebare din compasiune sau poate din curtoazie. Poate că te gândești că mesajul Evangheliei este convingător pentru tine, dar cine ești tu să condamni pe alții și să zici că cei care cred altceva sunt greșiți? Nu ești cumva prea dur, prea arogant? Nu ar trebui cu art cu, cu, curtoazia să te determine să fii tolerant cu punctul de vedere a celuilalt sunt atâția oameni în lumea aceasta care cred că sunt nenumărate căi spre mântuire nu prin Isus. oare este posibil ca toți acești oameni să fie greșiți Doamne oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii Sigur că pot să adresez această întrebare cumva din curtoazie, cum am spus, și e foarte ușor să tolerez uh, anumite aspecte și apoi să teoretizez lucrurile și să adresez astfel de întrebări ca apoi să încep să faci ceea ce Isus îți cere. Dar dacă nu ești creștin, se pare că încep să te uiți la ceva statistici, și observ că sunt puțini de fapt cei mântuiți și să confrunți păcatul din viața ta și să realizezi că tu însuți ai nevoie de un mântuitor, de cineva care să te elibereze. Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Sigur că ai putea să adresezi această întrebare din lașitate, pentru că, din păcate, cei mai mulți dintre noi suntem lași. Ne este teamă de faptul că puțini sunt pe calea mântuirii, și astfel nu vrem să fim împotriva mulțimii. Nu ne este teamă că nu suntem mântuiți, ci mai degrabă ce vor spune cei mulți despre noi. Celor tineri le este teamă de presiunea de grup. Politicienilor le este teamă de ceea ce spun sondajele. Până și predicatorii pot ajunge în situația să le fie teamă de cei ce ascultă mesajul nepop, nepopular pe care îl transmit. Ca oameni ne place să fim parte din cei mulți, nu e așa? Ne este foarte greu să acceptăm adevărul dacă este de partea unei minorități. Așa că atunci când Isus ne cheamă de partea unei minorități, Cererea asta ne se pare foarte neconfortabilă. Te poți întreba cât sunt cei care îl urmează pe Isus, iar când descoperi că de fapt nici nu sunt așa mulți pe calea mântuirii, vei găsi tot mai greu să accepti să mergi pe calea credinței. Doamne, oare puțin sunt cei pe calea mântuirii? Sunt nenumărate motive pentru care poți să adresezi această întrebare din compasiune, din curtoazie, din pur și simplu curiozitate, lașitate sau orice alt motiv. Dar oare ce ar răspunde Isus la această întrebare? Vă invit să deschideți Biblie împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 13, și aș vrea să citesc de la versetul 22 până la versetul 30. Pentru cei care se întâmplă și nu aveți o Biblie, putem noi să vă oferim una. Sau deocamdată puteți urmi, urmări pe ecranul care este în spatele meu. Isus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe noroc și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: "Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?" El le-a răspuns: "Nevoiți vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi în afară și veți începe să bateți la, usă, la ușă și să ziceți Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns el va zice Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți, cei, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram și pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii dintre cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Dar oare merită să-l iei pe Isus în serios? Oare chiar e potrivit să te oprești din alergarea ta și să te întrebi ce ar trebui să fac cu spusele Domnului Isus Hristos? Dați-mi voie să vă spun de ce cred eu, de ce aleg eu personal să iau foarte în serios cuvintele lui Isus. În primul rând, în prima parte a Bibliei care se numește Vechiul Testament, sunt peste 300 de profeții care vorbesc despre venirea Mântuitorului în lumea noastră. Spre exemplu, găsesc scris cu 700 de ani înainte ca el să vină în lumea noastră, că se va naște printr-o fecioară. Cu vreo 500 de ani înainte ca să se nască în Betleem, îl găsesc pe profetul Mica, care vorbește exact de locul acesta și îl numește Betleemul, locul unde se va naște Mântuitorul. Găsesc cu vreo mie de ani înainte spus faptul că el va fi vândut pentru 30 de arginți. Cu sute de ani înainte îl găsesc pe profetul Isaia, care ne spune că el va muri, va fi răstignit. Și tot acolo, în profețiile Vechiului Testament, găsesc faptul că El va învia dintre cei morți. Da, sunt martori oculari care vorbesc despre lucrul acesta. Spre exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 15, ni se vorbește de faptul că 500 de frați de credincioși l-au văzut cu ochii lor pe Hristosul care a înviat dintre cei morți înainte ca acesta să se înalțe la cer. Pe mine m-a convins învățătura lui. Învățătura lui care a fost extrem de profundă și care a luat adevăruri eterne și le-a spus pe limba noastră a muritorilor pentru a putea înțelege cum putem deveni moștenitori ai împărăției cerurilor. M-au uimit minunile pe care el le-a făcut. Faptul că oricine a venit la el atunci când fizic a fost pe pământ, n-a plecat vreodată nevindecat, neeliberat, fără să îi se împlinească nevoia profundă pe care o avea. Da, m-a convins foarte mult când sutașul roman, pentru a se convinge cumva că mântuitorul este mort, a luat o suliță și a înfipt-o în coasta lui, spune Evanghelia după Ioan. I-a lovit, i-a străpuns inima și de acolo au curs sânge și apă care a dovedit că el, n -a, că el a murit din punct de vedere biologic. Și când piatra aceea de două tone a fost pusă peste gura mormântului și sigilată și garda romană prin a căror vene curge, curgea sânge rece, au păzit trupul neînsuflețit în zorii duminicii învierii, piatra s-a rostogolit, Garda a căzut ca moartă la pământ și Hristos a ieșit de acolo cu moartea pe moarte, călcând biruitor pentru totdeauna. Și cei care l-au răstignit, dușmanii săi, au trebuit să recunoască că ei n-au răstignit pe un iudeu simplu, ci spune centuriomul care a condus răstignirea Mântuitorului cu adevărat. Acesta este Fiul lui Dumnezeu m-au convins dușmanii lui Isus, care în cele din urmă au capitulat și au realizat că Isus este Mântuitorul. Un mare înverșunat devine cel mai mare apostol al neamurilor, Pavel. Dar lucru care pe mine mă convinge de fiecare dată și reînnoiește această convingere, este să văd vieți transformate. Oameni noi, Oameni care au fost eliberați de trecutul lor și care astăzi se bucură de victoria asupra păcatului. Și ne unim încă o dată împreună cu voi și îl slăvim pe Dumnezeu. Da, pentru mine, cuvintele lui Isus sunt cuvintele Dumnezeului care există din veșnicie, în veșnicie, este în afara timpului și spațiului, el creatorul lucrurilor văzute și nevăzute, El cel care ține prin Hristos în ființă totul, El este cel care a îngăduit ca Fiul Său, Dumnezeu, Fiul să se întrupeze în lumea noastră, ca noi să-L putem cunoaște pe cel nevăzut, pe cel necuprins. Da, cred în El cu toată inima mea. Cuvintele Lui scrise în această carte, Revelația. Lui Dumnezeu pentru mine înseamnă Adevărul Absolut. Și când mă uit la Isus, aș putea să spun că El este foarte inclusiv, ca să folosesc un limbaj specific ideologiilor vremii. Adică, orice păcătos a fost foarte binevenit la El. și vame și prostituatele, copiii, femeile, bonlavi, samariteni, adică cei care nu aveau nimic de a face cu iudeii, în El, în Hristos, nu este nicio deosebire între grec și iudeu, între bărbat și femeie. Dumnezeu îi iubește în egală măsură pe toți. Și în acest context îl văd pe unul din mulțime care vine la Domnul Isus cu întrebarea aceasta. Doamne, oare puțini vor fi mântuiți? Și atât răspunsul mântuitorului, cred că e foarte important ce spune el. Nevoiți-vă, versetul 24, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Vedeți dumneavoastră, aici este vorba despre o alegere pe care trebuie să o facem. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Și dumneavoastră ați, făcut de, ați avut de făcut multe alegeri în viață. Spre exemplu, în dimineața asta a trebuit să alegeți dacă veniți la această slujbă sau faceți altceva. Și vreau să vă felicit că sunteți aici. Dar Biblia ne vorbește despre alegeri foarte importante. Spre exemplu, găsim în Vechiul Testament un lider proeminent, Moise, prin care Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt după o robie de 430 de ani îi trece prin pustiu ca să-i mute în Canaan, Israelul de astăzi. Și este un moment în care Moise se ridică în fața întregului popor, în Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Și iată ce spune el. Iată. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră. Că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Alege viața. Asta cere Dumnezeu prin Moise, poporului său. Un alt bărbat de data aceasta, Iosua, care a condus poporul în cucerirea țării Canaan, care a devenit apoi țara lor, le spune în capitolul 24 din cartea care îi poartă numele în versetul 15 și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, dincolo de râul Iordan, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și el face o declarație care ține de el și casa lui cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Am făcut o alegere foarte importantă. E o vreme de apostazie la un moment dat pentru Israel. Când trăiesc departe de poruncile lui Dumnezeu, neîmplinind voia sa. Și Dumnezeu ridică pe un profet cu numele Ilie. Și undeva pe muntele Carmel, acest profet are o chemare pentru poporul lui Dumnezeu. 1 Împărați, capitolul 18, versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când veți chiopăta de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Vedeți, dumneavoastră, mântuirea până la urmă este o alegere. Alegem să intrăm pe poarta cea strâmtă. De fapt, imaginea de aici ne surprinde cu două porți. Una strâmtă și una largă. Și conectat de poarta strâmtă este o cale îngustă și apoi conectat, conectat cu. Poarta largă este o cale largă. Sunt două grupuri de oameni aici, cei mulți și cei puțini. Sunt două destinații la final, viața sau nimicirea. Haideți să le luăm un pic pe rând, două porți. Poarta îngustă, sigur legat de calea îngustă. Și Mântuitorul ne spune în textul acesta, nevoiți-vă să intrați pe poarta pe ușa cea strâmtă. Iisus folosește aici un imperativ, conferind o nuanță stringentă. Acum nu este suficient să te uiți la poartă, să o contemplezi, să spui probabil că este o poartă bună, ci Iisus spune trebuie să intri. Este, este foarte important să intrăm pe poarta corectă, pe poarta îngustă, pentru că există o singură intrare care duce la viață. Și Mântuitorul ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 1, adevărat, adevărat. Vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este un hoț și un tâlhar. Cine este această ușă? Ce este această ușă? Păi, în același capitol din Ioan, 10, în versetul 9, Mântuitorul spune. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Că apoi în aceeași Evanghelie, în capitolul 14, Isus să spună: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există, predica Petru. În Ierusalim, în fapte 4 cu 12, nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este un singur nume, numele Domnului nostru Isus Hristos. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre mișlocirea dintre om și Dumnezeu, spune în 1 Timotei, capitolul 2 cu versetul 5, că ce este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor, între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Înțelegeți dumneavoastră că Isus este poarta? Isus este ușa? Isus este calea pe care noi trebuie să mergem? Orice alternativă este greșită. Nu este loc pentru acea largă toleranță ecumenică sau. Acea incluziune îndrăgită societății noastre umaniste. Nu există mai multe religii adevărate, să știți. Este doar o singură religie adevărată. Avem religia adevărată și cea falsă. O avem pe cea corectă și cea greșită. Avem calea lui Dumnezeu și calea noastră. Toate religiile lumii se bazează pe realizările umane. Creștinismul este singura credință care se bazează pe meritele și pe lucrarea pe care a făcut-o Isus Hristos pentru noi, pentru că el ne mântuiește și doar prin har suntem salvați. Da, mântuirea nu este mântuirea creștină nu este un sistem bazat pe efortul omului, pe faptele lui. Niciunul dintre noi nu ne putem schimba. Cei ce sunteți îmbrăcați în alb, probabil că ați încercat de multe ori, în multe domenii să vă schimbați și ați ajuns la concluzia că nu puteți. Ați avut nevoie de cineva mai mare, mai tare, mai puternic. Dacă eu, spre exemplu, iau mâna de pe Biblia mea, legea gravitației spune că ea va ajunge jos, nu-i așa? Degeaba îi spune o Bibliei să nu caz. Să ignor legea uh, uh, gravitației, plutește, n-are nici o șansă, pentru că este o lege care o trage mereu și mereu în jos. Am nevoie de o altă forță. Am nevoie de ceva mai puternic, ceva care să învingă legea gravitației. Am nevoie de o lucrare pe care o face Dumnezeu prin Isus Hristos, prin Duhul sau Cel Sfânt. De aceea Biblia, când vorbește de mântuire, spune că noi nu suntem mântuiți prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este prin credință, prin har și acesta este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie el. Dar calea îngustă și calea largă, să știți că nu întotdeauna reprezintă contrastul dintre creștinism și păgânism. Pentru că ambele uși pe care Mântuitorul ne prezintă ne prezint aici, pretind că duc la Dumnezeu. Să știți că pe poarta largă nu scrie așa, cu litere foarte mari, calea aceasta duce în iad. Nu. Ci mai degrabă s-ar putea să scrie, pe aici poți ajunge în cer. Imită ceea ce scrie și pe poarta îngustă, pentru că Satan este expert în a înșela oamenii. Ajunge până acolo încât să se prefacă în îngeri de lumină, numai să-i poată înșela pe oameni, să intre pe poarta cea largă. Mulți comentatori ai Bibliei spun că această poartă îngustă, de fapt, este un fel de poartă turnantă, cea care se învârte în jurul unui ax și are acele aripi, nu poți intra cu toată familia acolo. Intri doar unul singur, se rotește și se creează spațiu pentru celălalt dacă vrea să intre. Ei bine, frații mei, asta îmi spune mie și nu doar asta, ci înțelegerea întregii scripturi că mântuirea este ceva ce se obține individual. Noi nu suntem mântuiți cu tot neamul român odată nici cu toată familia, nici cu toată Europa odată, noi suntem mântuiți atunci când, în mod individual, intrăm pe această poartă îngustă. Nevoiți-vă să intrați pe această ușă strâmtă. A te nevoi, în limba greacă, are și sensul de a agoniza, de a fi foarte intens, de a lupta în mod conștient. Da? Matei, capitolul 11, cu versetul 12, ne se spune că din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Dragii mei, asta este vestea bună pe care Dumnezeu ne-a adus-o în lume prin Domnul Isus Hristos. Putem fi salvați. Păcatele noastre pot fi iertate. Putem primi o viață nouă putem beneficia de acest lucru. Împărăția lui Dumnezeu este disponibilă pentru oricare dintre noi. Dar ne mai spune ceva Ioan Botezătorul. Ei, hey, prin năvală, grăbiți-vă să intrați în această împărăție. Să știți că mântuirea nu este pentru oamenii care îl adaugă pe Iisus așa la tot ce sunt ei și tot ce fac ei fără să fie nicio schimbare în viața lor. Nu înseamnă că la adaugi pe Iisus la toate crezurile tale, credințele și practicele tale. Nu-L poți adăuga pe Iisus la yoga, la nu știu ce energii vibrante pe care le aduce anumită meditație transcendentală. Nu poți să vii la Iisus cu bagajul propriei tale neprihăniri, cu egoismul tău, cu păcatul sau materialismul. Toate acestea trebuie lăsate afară, pentru că pe această poartă îngustă, nu poți intra cu nimic din toate acestea. Este o singură intrare înspre împărăția lui Dumnezeu și această intrare poartă numele Isus Hristos. Vestea bună, deși poarta e îngustă, e suficient de largă ca să treacă și cel mai mare păcătos pe acolo. Iată-l pe Apostolul Pavel ce declară despre sine în 1 Timotei, capitolul 1 cu versetul 15. O, oh! adevărat și cu totul vrednic de, privit, de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși și uitați-vă ce spune despre El dintre care cel din tâi sunt eu dacă păcătosul Pavel a putut intra pe ușa asta și a putut căpăta iertare și mântuire asta înseamnă că oricine poate intra oricine poate găsi beneficiul acestei Iertări. Eu sunt calea, așa ne-a zis Isus. Eu sunt adevărul și viața. Apoi uitați-vă la poarta largă. Sau calea largă. Se prea poate, așa cum am spus, ca pe această poartă, pe această ușă, să scrie mare cer. Să poată să scrie Isus. Cu un singur cu doi de ei, depinde cum place fiecăruia. Scrie ca să ne atragă pe fiecare. Aceasta, această poartă largă este dacă vreți, poarta religiei de turmă. O poartă largă, deschisă pentru oricine, fără să renunțe la propria neprihănire, fără să renunțe la păcat, poți să te duci pe poarta asta exact așa cum ești. Cu tot trecutul tău, cu păcatele tale și să continui să rămâi pe ele, cu ele. Pentru cei ce intră pe poarta largă, nu este mântuire. Pentru că mântuirea înseamnă transformare radicală. Iată cum zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Astfel, dacă este cineva în Hristos, este o nouă creație, sau traducerea cu o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este cineva în Hristos aici? Este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, sunt undeva în marea uitării. Hristos le-a iertat. Slavă Lui pentru asta. Calea largă, să știți că este calea pe care ne găsim în mod natural. Nu trebuie să faci niciun efort ca să fii pe calea largă, doar trebuie să te naști. Și atât. Efesen, capitolul 2, versetul 1, ne zice că noi eram morți în păcatele și greșelile noastre. Acolo ne naștem toți, pe poarta și pe calea cea largă. În faptele apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38, Petru predică în ziua cinzecimii și spune mulțimii care dorea să fie mântuită, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezată în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Nu trebuie să iei nicio decizie pentru a fi pe calea largă. Doar trebuie să fii acolo unde este toată lumea. În al doilea rând, calea largă este foarte populară. Îți mulți pe ea. Acolo, pe calea asta, faci ce face toată lumea. Faci aceste lucruri și ți se par naturale, pentru că mergi împreună cu mulțimea. Și din moment ce mulți sunt pe calea asta, poate deveni foarte atrăgătoare. Cei care nu urmează calea asta largă sunt priviți cu dispreț, considerați ciudați și adesea persecutați. Dar sunt și două mulțime aici, cei mulți și cei puțini. Este tragic că majoritatea oamenilor religioși, da, da, am spus bine, majoritatea oamenilor religioși se îndreaptă spre iad și nu spre cer. Întuitorul spunea, mulți chemați, puțini aleși. Marea masă de oameni aleargă pe calea largă. Însă rar, foarte rar se întâmplă ca majoritatea să aibă dreptate. Dacă avem de ales între păcat și o viață sfântă, din păcate, în mod natural, alegem viața păcătoasă. E foarte ușor să mergi pe calea pe care merge toată lumea, nu-i așa? Poți să-L adaugi pe Iisus la posesiunile tale, la ce mai crezi tu, la energiile tale, la practicile tale și Pare un om religios, împaci paci pe toată lumea, dacă nu fi o cale bună, o fi cealaltă, bine că le am pe toate, poți să mergi și la biserică dacă e cazul și chiar să fii foarte activ. Nu trebuie să renunți la tine însuți, nu trebuie să renunți la viața cea veche, nu trebuie să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos. Faci parte din marea mulțime. Dar uitați-vă dumneavoastră că aici sunt două destinații care aduc în atenție judecata finală. Alegerile pe care noi le facem aici au consecințe pentru eternitate. Calea largă începe ușor, e natural, mergi cu toți ceilalți. Dar pe măsură ce călătorești pe ea, devine tot mai dificilă și tot mai dificilă. Și în cele din urmă, Iisus ne spune că duce în iadă. Calea îngustă pornește mai greu. Vă amintiți cum ați pornit fiecare? Ți-au avut întrebări, îndoieli, oare-i bine? Oare acum trebuie să o fac? Oare asta e calea? Oare chiar trebuie să citesc Biblia? Oare, oare chiar trebuie să mă pocăiesc de păcatele mele? Toți am trecut pe acolo, ne-am pus aceste întrebări. Orice om cu judecată își pune aceste întrebări. Și unii v-a spotignit, nu-i așa? Ați făcut un pas și v spoti și ați spus nu e pentru mine. Și am auzit pe unii care spunea, eu n-am fost ales, așa că nici nu mai încerc. Eu vreau să spun că Isus a murit pentru toți și pentru tine a murit la cruce, indiferent cine ești. Calea îngustă pornește greu, dar dragilor, sfârșește în binecuvântare, sfârșește în împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 13, cu 27, vă spun că nu știu de unde sunteți ce cuvinte poate spune Hristos în ziua judecății celor mulți. Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de lege. Intrarea pe calea îngustă, mântuirea doar prin Isus Hristos trebuie acompaniată apoi de o călătorie pe calea îngustă care este trăirea unei vieți noi, sfințite după voia lui Dumnezeu. Mulți oameni vor fi uimiți în ziua, în ziua judecății. Oamenii aceștia presupun că sunt în siguranță și par, par foarte siguri pe mântuirea lor. Au o doctrină corectă, spun lucrurile conform învățăturii creștine, poate sunt chiar plini de zel și de fervoare. Unii profețesc în numele lui Isus, scot dragi și fac minuni. Sunt lăudați de oameni, sunt considerați că sunt foarte deosebiți slujitori, cum n am mai văzut lumea. Și Isus le spune celor care într-o zi vor zice, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Da, acești oameni sunt descriși de Pavel în 2 Timotei 3 cu 5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea lui Dumnezeu. De ce îi respinge Iisus pe cei mulți? Pentru că duc o viață de fără de lege. Doamne, Doamne, observați, ei știu să folosească bine adresabilitatea către Dumnezeu. Ei știu că doar prin Iisus Hristos se obține mântuirea. Ei știu că se roagă doar prin Iisus Hristos. Ei știu toate acestea, îl numesc domn, dar nu îi se supun domniei sale. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu, zice Iisus? Oamenii ăștia sunt plini de râvnă, sunt pioși, sunt respectoși. A spune, Doamne, Doamne, și apoi a trăi în neascultare, în păcat, este echivalentul moral al sărutului lui Iuda. Iisus a folosit acest avertisment aceste cuvinte ca un avertisment pentru oamenii care cred, se înșeală pe ei înșiși că sunt mântuiți, dar care nu trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Așa că nu este greșit din, cât, din când în când să te întrebi. Oare sunt unde trebuie? Oare fac ce trebuie? Oare îi place lui Dumnezeu viața mea această autoexaminare? Aș vrea să fac aici o mică observație. Predicarea, adică ceea ce fac eu acum, Prorocia, scoaterea demonilor și realizarea multor minuni nu sunt dovezi ale faptului că suntem mântuiți. Faptul că eu vă predic astăzi nu este dovadă că eu sunt mântuit. Nu, nu așa se măsoară. Dumnezeu poate să lucreze și prin oameni nemântuiți. Probabil că vă amintiți în Biblie de un Balaam sau de Asinul lui Balaam. Caiafa a prorocit că moartea lui Isus e pentru toți. Magicienii din Egipt au făcut minuni. Biblia ne spune că în vremurile din urmă vor fi și falși hristoși și proroci mincinoși. Dar atât ce spune Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și acum, în concluzie, vreau să spun câteva lucruri pentru toți cei din audiență și sigur unele vor fi pentru cei îmbrăcați în alb. În primul rând, intră pe această poartă strântă oprește-te din a o contempla. Fă un pas. Ai tot cochetat poate cu această cale, dar nu ai făcut pasul credinței. fă și vină la Hristos. Întoarce-te la El de pe căile tale, de pe calea largă și vină la Hristos. Intră pe această ușă îngustă. Da, vină la Hristos. Hristos te poate ierta și pe tine. Îți poate ierta păcatele tale îți poate mântui sufletul tău și sufletul tău este valoros. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, spunea Mântuitorul, dacă și-ar pierde sufletul. Pentru sufletul tău, Hristos a murit, îi pasă de tine, nu vrea să ajungi în iad. Nu lăsa pe diavolul să te mintă că tu nu mai ai nicio șansă, că la tine nu se poate. Dacă respiri, poți. Beneficia de iertarea lui Hristos. Intră pe această poartă. Capitulează la picioarele lui Hristos. În al doilea rând, botează-te. Cine a experimentat nașterea din nou, transformarea aceasta prin credință, se botează, mărturisește în public ceea ce Hristos a făcut în viața lui. Și acum câteva lucruri pentru voi care vă botezați. Botezul în sine nu mântuiește. Pentru că în înțelegerea noastră nu are o valoare sacramentală. Ceea ce dă valoare botezului este credința în Domnul Isus Hristos, intrarea pe această poartă îngustă. Numai cine s-a pocăit de păcatele Lui la crucea lui Hristos și a primit darul iertării, a experimentat această viață nouă pe care Biblia o numește naștere din nou, acela poate veni și să, să se boteze în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 21, citim Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o curățire, atenție, nu este o curățire de întinăciunile trupești, dar ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Conștiința noastră a fost curățată. v am cântat o parte din cântecele astea la timpul de închinare. Am fost copleșit când încă o dată ni s-a amintit acest mare adevăr. Suntem liberi. Hristos ne-a